Bine ați venit la episodul 70, că țin minte de ieri, că a fost din scurt, în format de drag, la Drag Racing aici la Arad. Nu știu dacă se vede în spatele meu, dar avem două BMW-uri E30 ale aceluiași proprietar. Una este de pro, am zis bine, Raul, salut, nu l-am invitat, nu l-am invitat în cadru, cer scuze. M-am uitat la mașină și mi-a luat mințile. Deci asta e de profi? De profi, da. Cealaltă de street? Aia e de street. Adică, dacă discutăm puțin de diferențe, una face câte secunde asta de street? 10-3. 10-3, ok. Și cealaltă 9-3. O secundă deci diferență. Deci o secundă diferență, da, între profi și street. Acum tot așa să... Tot o paranteză. Pentru secunda asta... Ce, doar ai scos mocheta, nu? Și ai pus alte scaune. Pentru secunda asta are circa 200 de cai în plus și vreo 200-300 de kilograme în minus. Mam. Deci pentru o secundă. Da. În bani așa, crezi că ai putea să estimezi? În bani e o diferență undeva la 5.000 de euro. 5.000. Cam așa. 5.000. Bă, nu e dezastros. Hai să vorbim de acest E30 de profi. Da. Când l-ai cumpărat? Cum ai ajuns în posesia lui? Nu știu, a fost primul ăsta? Da, fiind da, mai da, modificat, da. Cred că a fost primul, știi? Prima oară am început cu un E36. Pe E36 am făcut prima oară și conversie la turbo din aspirat. După care am ales E30-ul fiind mai ușor, ca și caroserie. Am mutat tot de pe mașină pe alta. Mașina am luat-o acum 6 ani, 5 ani, ceva de genul. Era stock. MTK 1, vai de ea, ziceai că e... Cum sunt toate, da. Era chiar părăsită, da, deci părăsită, da. Creșteau copacii lângă ea. Am luat-o pentru caroserie, era caroseria ok. Am golit-o, am vopsit-o și am mutat-o de pe una pe alta. La vremea aia, dând jos aproape secundă, doar schimbarea din... caroseriei. Da, între pisică și urs, da, E36 da, da. Și E30. Da. Bun, asta s-a întâmplat atunci, toată tehnica. Și de atunci... modificări, prize de aer, faruri, toată lumea nebunii cu farurile astea. Ce se întâmplă? Povestește-ne de farurile. Așa, păi... Eu cred că așa inițial... era mașina cu farurile astea. Nu. Inițial a fost motorul stock, un M50 stock, cu turbină și atât, pistoane, biele, tot original. După care, coborând sub bariera de 12 secunde, am zis hai să facem alt motor cu interne. De acolo a început distracția. În fiecare an altă turbină, altă galerie, alte axe, tot băgam bani. Ai un sport greu, nimeni nu vrea să zică nimic, sponsori nu sunt, okay. Clar. Și trebuie să faci tot pe cont propriu. Cât, okay. Cât muncești, atât ai. Ok, experimentezi probabil. Da, clar. Tot felul deci de soluții. Am experimentat o grămadă, da. În fiecare an am tot încercat. Până am ajuns sub 10 secunde, că aici e bariera grea la categoria profi. Când ai coborât sub 10, începe să fie foarte greu. Orice sutime costă minim 1000 de euro. Aia e diferența, că la început am discutat de diferențe. Diferența pare mică, dar e foarte mare. Diferența, adică secunda între 14 și 13 nu valorează cât exact. Valorează secunda între 10 și 9 exact. Și tot așa exponențial exact. Cu cât cobori. Da. Valorile cresc mult mai tare. Așa zim e. De modificarea mașinii. Hai modificarea să mașinii a început aici pe exterior, că pe, da. Nu știu, noi n-am mai fost, am tot încercat să ajungem la Drag Racing și să filmăm o etapă și interviuri cu mașini de aici. N-am mai ajuns de vreo 3 ani, ne-am propus și de atunci nici n-am mai ajuns la curse. Ce se întâmplă și ce văd că se întâmplă sunt lucruri fantastice, n-aș putea să spun îmbucurătoare, pentru că sunt fantastice ce timp se scot și ce mașini sunt prezentate aici, aduse de români și de oameni din afară, dar văd că, cum să spun, lumea critica înainte că mașinile de curse erau niște mașini fără vopsea,
fără, nu știu, nimic, doar motor, gălă, tehnică joase, și motor ce se putea. Văd că voi ați ajuns să puteți, pe lângă timpul care, pe care îl investiți în modificări și în inovațiile astea tehnice, să customizați și mașina în exterior să arate bine. Da, păi cam asta a fost premiza, să zic, pe care am plecat. Tot timpul am vrut să avem o mașină frumoasă, pentru că prima mașină E36-le care l-am avut era urâțel. Mergea asta tare, zic, pe dar... vremuri, pe vremuri, toată lumea la curse încerca să vină cu ceva, exact, să facă un timp și atât, și nu mai atât, conta restul, știi? Acum lucrurile s-au îmbunătățit, mașinile arată bine, sunt puternice, sunt multe, e loc și pentru sponsori. Cum stați la capitolul sponsor? La capitolul sponsor stăm zero. Zero, deci tot ce se face, se face prin forțele proprii. Da, da, da. Echipa, avem văzut, un service, da, avem văzut echipa bossul, care am vorbit cu bossul echipei aseară, mi-a spus niște sume, mi-a explicat niște lucruri, am înțeles cât a muncit și cât bani a investit în mașinile astea două. Da. Bun. Haideți să vedem un pic. Aici pe față avem niște botul de Typhoon. Care l-am ce luat? Înseamnă asta, botul de Typhoon? Botul de Typhoon înseamnă masca și farurile pătrate. Asta în mod normal 30-ul vine cu farul rotund, da. Farul rotund. Ok. Așa. Tu ți-ai pus pătrat. Le-am pus pe astea, da, că am vrut să fie un pic diferită. Ok. Băiatul care le avea nici nu știa ce are. Da, se mai întâmplă în România să găsești piese, da, da, da. Și pentru la băiat, ce vrei să faci cu asta? Păi nimic. Scria pe ele E30 țigănie mare cu markerul. Și am zis, păi dacă nu ți le trebuie, nu mi le dai mie? După aia când le-am vopsit, le-am pus pe mașină, bă, deci de-aia erau ele așa. Ce să faci? Am înțeles, de ce E30 țigănie ai pus acolo? Da, E30 țigănie e cu noi. Așa? Așa? Bara față pe care bara o știu, față... eu o știu, frate, bara asta, și de când o știu, era pe YouTube, când am descoperit eu YouTube-ul, era un urs mov de America cu jante albe, înțelegi? Lăsat și trăgea el cer și avea bara asta pe față. De atunci știu eu bara asta. Deci 150.000 de ani de pe net. Bun. Siguranțele de capotă necesare pentru... Da, ca să fie mai ușor, mai când ușor de demontat, când ai de umblat acolo. Ai de umblat, grilele, da, de... Aerisire pentru motor să scoată căldura. Evacuarea simplu acolo, cât mai scurtă. Să vezi cum merge sau de ce evacuarea? Nu, inițial am avut o aripă laterală. S-a schimbat între timp regulamentul, a trebuit să o poziționăm în sus. Ok. Și am scos-o prin capotă pentru că nu are rost să cărăm țeavă după noi dacă mașina așa e profi. Ok, am înțeles. Deci o dată pentru regulament și o dată pentru greutatea care materialului nu are până rost, în spate. Da, să bun, o tragem după noi. Pe lateral vedem un kit Pandem, un kit Pandem, fibră, praguri, ușa e de fibră și ea? Da. Ușa de fibră, de fibră, plafon, portbagaj, geamurile de plexi, văd că ai oglinzi. Da, oglinzile, da. Pentru aspect. Nu prea le folosesc, le folosesc după burnout când vin să mă așez înapoi, vreau să mă așez exact pe, pe urme. Pe urme, da. Corect. Bun. Geamurile de plexi, da. Iarăși pe spate, spune-ne de roți. Ce jante avem pe față? Nu neapărat, nu neapărat producătorul, specificațiile. Voi văd că mergeți cu jante subțiri, cât mai subțiri pe față și cât mai da, late pe spate trebui, pentru aderență. Exact, ar trebui mult mai subțiri pe față. Am văzut că sunt niște jante speciale de drag. Am văzut da, că da, băieți da, cu mai multă putere financiară, să zicem. În România mai merge și cu table, da, 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 dar da, nu, am, nu am căutat încă ceva. Trebuie mult mai îngust decât sunt astea. Astea sunt un 8J. Da. Anvelopele sunt normale pentru janta 8J, adică da, nu sunt trase. Da, am înțeles. Adică nu vreți să ne sinucidem. Pe spate cu ce mergi? Pe spate mergem cu anvelope MH, MH de 12. Okay. Slick. Slick, full slick. Full slick, full okay, slick. Jantele de pe spate sunt făcute custom, din jante de tablă dublate. Ok. E necesar minim 10J pentru anvelopele respective. Ok. Cu ce presiune mergi? 0.5. 0.5? 0.5. Să spui mă bedlock, să nu dejantezi. Noi la off-road mai mergem cu bedlock. Hai să vedem pe spate. Exact. Un eleron de drag. Ăsta este drag, special da, de drag, da, da. Ok, asta știu, am văzut pe Facebook că vindea un băiat
un eleron de genul ăsta pentru Nissan Skyline R32 și vrea 380 de euro. Da, ăsta n-a fost chiar așa. Se poate face. Stai un pic, că... Au trecut 2000 de cai pe aici. Stai un pic. Stai un pic. Hai să vedem interiorul, băi, că de interior n-am vorbit deloc. M-am speriat, am crezut că se rupe ușa, dar nu, are opritor. Ăsta e interiorul. Ce poți să ne spui de interior? Am zis, fețele sunt de fibră, au capac frumos, elegant, am văzut multe cu gaură, mâner, da. 2000 de cai. Volanul de la OMP, schimbător de schimbător de șeptar, de ce schimbă? De trei ani. Din nou 2000 de cai. Băi, băiatule, băi, băiatule, cât haos produce. Bun, deci avem volan, avem un turometru acolo cu shift light. Da, no? Da. Bun, la ce tură ați schimb? Acum schimb la 8000 de ture. 8000, da. Bun. Și văd că mai ai acolo un buton start, deci de acolo pornește. Da, de acolo pornesc motorul. Mai și am mai un două, buton... trei switch-uri, frate, adică sunt ceva în opțiuni. Da, unul e ventilatorul, dar oricum pornește automat prin calculator. Da. Și celălalt buton e launch control-ul. Am înțeles. Simplu. Da. Cutie mai manuală. Simplu, cutie manuală. Noi tot vorbeam, ca amatorii ieri în cameră. Ce da. Să facem și noi, uitându-ne pe filmări și așa, și spuneam, bă, frate, eu știi cum sunt aia de pe margine, că vorbesc întotdeauna, știi? Și bă, eu dacă m-aș da, mă, frate, la drag, bă, m-aș da numai cu cutie manuală, înțelegi? Da. Ca să simt, frate, că schimb, că fac ceva, că am ratat o treaptă, că ține de mine, că nu știu ce. Așa cu cutie e. Automată, ține doar de setări și de, nu știu, condițiile poate atmosferice, de reacția la start, adică... Nu știu, știi? Noi așa am zis, că manuală... Se cam duce din plăcere dacă pui o cutie automat. Tu ai vrea să schimbi? Din păcate, pentru că, da. Da, asta spun. De ce te întreb? Pentru că foarte mulți oameni, intrând aici în competiția asta, în febra asta, în boala asta, cum îi ziceți voi, că e o boală, da? Urmărirea secundelor. Urmărirea secundelor. Fac rabat la plăcere pentru performanță. Așa este. Tot așa am mai discutat și am zis, bă, da, e tare cu manuală, e marfă, e mișto, dar ca să pot să merg mai tare, îmi trebuie ceva automat care să schimbe mult mai repede. Din păcate, da. Pentru că fiecare treaptă schimbată e timp pierdut. Și o cutie automată poate mult mai pregătită, da, mult mai rapidă. Da. Timpul aia morți, da. În care tu schimbi. Oricât de rapid schimbi, nu ai cum să echivalezi o cutie automată. Da, niciodată. Da, da, nu poți. Nu știi când a fost revoluția asta DSG și a apărut Golful GTI, i-au pus pe pistă cel mai tare pilot versus cutie. I-a dat o secundă sau nu știu, 0.7 ceva de genul ăsta. Da. N-ai ce să-i faci, oricât așa de repede ai schimba. Nici chiar eu nu pot să... Bun, am văzut mașina, am văzut interiorul. Care-s planurile cu ea? Întreabă toată lumea, planul tu să știi. Pentru etapa asta a fost să depășim recordul personal. Ok, care a fost de? 9.41. Ok. Ieri am reușit un 9.3. Bun. E foarte mulțumitor, nu mulțumitor, pentru da? Că mașina a suferit o grămadă de modificări de la ultimul best. Ok. Mașina mergea încă pe cutie originală de M50 2.8. O cutie rudimentară în 5 trepte gândită pentru 200 de cai. Ok. Făcea față, dar tot timpul stăteam cu teamă. Băi, dacă se rupe acum, dacă se sparge acum. De multe ori am pățit în finală, în finală de obicei ai 3, 4, 2, depinde câte mașini sunt, cam atâtea ranuri ai de dat în finală. Și odată am pățit că am pierdut locul 1 din cauza că s-a spart cutia. Adică mașina clar era peste, dar a fost abandon. Da. Și atunci am zis să schimbăm cutia, am pus ceva mai rezistent, a trebuit să schimbăm ambreiajul, în cutie diferă rapoartele, nu mai se înțelegea raportul de la diferențial cu cutia, treapta întâi era prea scurtă, treapta a doua prea lungă, nu am reușit nici cum să găsim o variantă, după care am avut probleme cu suspensia, pentru că inițial la 941 mașina a avut undeva la 800 și ceva de cai, nu știu să zic exact. Da, da, da. Dyno a fost depășit de situație, în timp ce măsura mașina arăta 970. Am trăit cu impresia că are 970 de cai. Când am venit pe pistă, mașina era destul de controlabilă, dar nu o simțeam, să zic așa, că ar avea 970 de cai. După care motorul avea o vechime de 3 ani,
A trebuit să refacem motorul, am zis că dacă îl refacem, îl facem și puțin mai puternic. Dacă doriți să vedeți mai multe lucruri și detalii tehnice despre motorul acestui E30 de aproape 1000 de cai, urmăriți-ne pe Patreon și sfaturi de la Raul pentru cei care vor să se apuce de drag racing. Ce ar trebui așa pentru început? Mici chestii basic. Am mers după aia pe un dyno hub. Dyno ce se prinde direct de butuci. Da. Acolo am ajuns destul de greu la 950 de cai. Oarecum am plecat cu un gust amar. Am zis, e mai rău decât a fost sau e mai bine, habar n-am. Okay, da. Pentru că asta e dilema cea mai mare. Când faci o chestie, indicat ar fi să mergi mereu pe același dyno, cu același tuner și așa mai departe. Corect, da. La măcar noi... să te mintă la fel, știi ce zic? Da, exact. Adică măcar să știi te mintă la de fel, unde să ai pleci, ce unde ai rămas, la... ceva. Da. Din păcate n-am avut termen de comparație. Ați luat-o de la cap. Am luat-o din nou de la început, am zis, are 905 de cai, e bine. Am venit pe pistă, mașina s-a schimbat radical. Am schimbat atunci și galeria de evacuare. Am făcut una afară în Polonia, la o firmă. Băieții foarte profi. Ceea ce s-a simțit pe pistă. Foarte brutal, din păcate. Adică, pe o pistă bună ar fi fost un plus. Pe o pistă cu beton e un pic cam minus. Okay. Pentru că, ce se întâmplă? Când schimbam treptele cu vechea galerie, aveam o mică pauză până începea mașina să împingă din nou de toți caii. Da. Okay. Iar de când am schimbat galeria, pauza aia a dispărut. Fiecare treaptă e ca instant. Una și aceeași. Da. Și au apărut probleme mari la aderență, ne-am chinit foarte mult cu suspensia. Deci ați făcut foarte, foarte multe setări, foarte, foarte multe setări ca să ajungi la să performanța de la sfârșitul. Măcar unde am fost. Da, măcar unde am fost, ai reușit să scazi un pic la sfârșitul etapei și acum, na, toată lumea la sfârșit merge blană că au pauză toată iarna să repare motorul. Ce facem astăzi? Exact. Mergem astăzi... blană sau? Noi cam tot timpul mergem la fel. Ok. Nu forțăm, nu ne place să forțăm, okay. Pentru că și dacă avem timp, din nou trebuie să băgăm bani. Banii nu ni dă nimeni. Dacă am avea sponsori, da, aș încerca probabil să forțez. Da. Okay. Dar în cazul de față, motorul are două etape. Ne gândim la iarnă ori să schimbăm anvelopele. Majoritatea băieților cu E30 deja și-au pus punți fixe, care am văzut, da, din start sunt un avantaj pentru că poți să-ți pui orice anvelope vrei tu. Nu mai stai în stres că cedează o planetară, cardanul. Da. Ele vin oarecum la pachet, deci... Deci planul pentru anul ar fi o punte fixă. Nu. Nu. Ne-am pus ambiția, vrem să coborâm sub 9 secunde cu punte stock de urs. Pentru că tot timpul am vrut să fim diferiți. Corect. Inclusiv foarte și cu mic motorul, când ne-am apucat de sport, majoritatea aveau M3. Noi am vrut să mergem pe M50. Am zis M50. Un motor rudimentar, care facem poți găsi ușor. Da. Piese. Mult mai ieftin la piese, mult mai accesibil. Am început pe această premiză. Am tot experimentat. Scuză-mă că te întreb. Unde pot apela oamenii la serviciile voastre? Noi dacă suntem lângă Timișoara, da? Okay. În comuna Giroc, Repsol Racing. Ne autonumim noi, nu avem încă un club. Okay. Vrem să înființăm unul. Okay. Serviciul se cheamă Repsol SRL. Okay. Simplu. Aveți pagina de Facebook ceva? Da, pagina de Facebook e Repsol Racing. Acolo băieții... mesaj, vreau și eu, uite, îmi pun o turbină, cât mă costă, ba. Avem simplu și ceva proiecte desfășurate, tot acolo postate. Foarte bine, îți mulțumesc frumos. Cu mare pentru drag. Că ți-ai făcut timp, că toată lumea aici, timpul la drag e foarte prețios, nici nu vă dați seama. Și că ne-ai prezentat și mașina și ne-ai spus și ce setări ai și ce planuri ai. Dacă vreți să vedeți mai multe secrete despre cum să-ți pregătești o mașină de drag sau ce lucruri ar trebui să știi dacă vrei să te apuci de drag de la Raul, puteți să ne urmăriți pe Patreon, pe pagina noastră de acolo, Stax TV.